Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi mă simt foarte ciudat pentru că o să vedeți oribila față, dar e ok. Astăzi o să facem în sfârșit specialul vlog pentru 10K. Da, vreau să facem acest videoclip mai mult pentru mulțumiri, pentru că voiam să facem un lucru mai amuzant, doar că... Da, mi-a fost lene. Și nici n-aveam cine să mă filmeze, pentru că aveam nevoie de asta. Da, vreau să vă mulțumesc pentru această sumă imensă. Adică, când m-am apucat de YouTube, m-am gândit că o să fac un cap, poate. M-am gândit la asta. Pentru că am mai avut multe canale de care nu m-am ținut și credeam că așa va fi și cu asta. Dar dacă n-a fost așa. Știu că atunci când m-am apucat de YouTube, visul meu era să am 100.000 de abonați, care încă este visul meu. Și acesta oricum va rămâne doar un vis. Adică, da, just a dream. Care sunt șanse mici să devină realitate, dar doar voi mă puteți ajuta în legătură cu asta. În fine, mai știți, eu am făcut un K în acea zi în care Lore, populara Lore de pe YouTube, a făcut 10K. Deci imaginați-vă asta. Era de 10 ori, avea de 10 ori mai mulți abonați, mai mulți decât mie. Avea de 10 ori mai mulți abonați decât mine. Și acum m-am gândit la faptul că să ne gândim la un YouTuber cu 100.000 de abonați. Eu acum am 10K, el are 100K. Este doar de 10 ori mai mare decât mine în abonați, adică imaginați-vă că el are doar de 10 ori mai mulți abonați decât mine. Așa s-a întâmplat și la un K, adică imaginați-vă dacă am crește atât de repede, precum am crescut de la un K la 10K, am avea 100K în foarte puțin timp. Imaginați-vă că am făcut un K pe 31 martie și acum suntem pe 14 iunie, deci imaginați-vă că e foarte puțin un timp în care am făcut 10K de abonați și vă mulțumesc enorm, deci vă iubesc foarte mult. A căzut! Și da, știu că în acest videoclip, în comentariile acestui videoclip, vor fi foarte mulți hateri care vor spune Iu Maria cum arăți, dar... Na, dacă nu-ți place, nu te uita, dar nu-mi pasă de tine dacă nu-ți place. Adică dacă ești hater, să știi că nu mă deranjează nimic ce-mi spui tu. Și chiar le mulțumesc și haterilor, pentru că imaginați-vă că haterii sunt acolo în comentarii și îmi dau hate, chiar dacă nu prea am observat din așa. În fine, doar dislike-urile, dar nu prea am avut comentarii de hate. Da. În fine, le mulțumesc și haterilor pentru că s-au uitat la videoclipurile mele ca să-mi facă hate, vizionări, like, dislike-uri. Și dislike-urile sunt tot un like cu sus în jos, ce nu-i mare lucru. Și da, deci vreau să vă mulțumesc enorm pentru că sunteți geniali și sunteți fursecurile mele și veți rămâne întotdeauna fursecurile mele preferate. 10K de fursecuri. Wow! Vă imaginați asta vreodată? Că eu nu. Da. Wow, 10K de fursecuri. Imaginați-vă, oare când va fi videoclipul special pentru 100K? Imaginați-vă, așa, și eu încă un 0. What the fuck? Da, și mi s-a spus, adică nu, doar o fată mi-a spus asta, într-un mod indirect, doar că într-un fel sau altul chiar m-am gândit la asta foarte mult și am întrebat mai multă lume dacă crede același lucru și a zis că nu, dar în fine, nu o să dau nume pentru că nu-mi place să dau nume, dar o fată a spus că odată cu creșterea abonaților mei am devenit mai arogantă, cum să spun. Nu! Vreau să spun că odată cu creșterea abonaților mei vă mulțumesc din ce în ce mai tare că existați, adică fiecare abonat înseamnă foarte mult, de exemplu, uite, imaginați-vă așa, am 9999 de abonați și apoi imaginați-vă cât de mult îl aștept pe al 10-lea, pe al 10.000-lea, da, v-ați prins voi. Da, și mă bâlbâi foarte tare pentru că nu mi-am pregătit un discurs pentru acest videoclip și pur și simplu vorbesc din inima acum și
Îmi pare rău dacă sunt arogantă, așa cum se spune, doar că habar n-am. Și îmi pare rău dacă câteodată nu vă răspund la mesaje, doar că am destul de multe și nu zic că nu-mi fac timp pentru voi, doar că efectiv am viață. Ok? Și na, mă duc și eu afară cu prietenii și chestii. Nu am timp atât de mult, chiar dacă pare că nu fac nimic, dar nu, serios, chiar sunt destul de ocupat în viața mea de zi cu zi. Și da. Serios, deci vă iubesc enorm pe fiecare în parte, chiar și haterii, îi iubesc și pe ei și dacă e cineva hater de aici, cei care se uită, să știți că vă iubesc. Și puteți să continuați să-mi dați hate pentru că eu mi-am asumat faptul ăsta. Știam că atunci când o să mă apuc de YouTube o să existe și hateri, așa că am zis dă-i încolo de hateri și gata, merg peste. Nu mă deranjează atât de mult haterii, adică sunt doar niște cuvinte ale unui om care fac ce o persoană să se simtă prost. Adică omul ăla nu merită atenție, omul ăla nu merită să fie băgat în seamă de o persoană. Omul ăla nu, nu, nu și nu. Și da, vreau să vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare comentariu, pentru fiecare hashtag fursec și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat în comunitatea noastră de fursecuri. Dacă ești nou și te uiți la acest videoclip, nu uita să te abonezi și să lași un like, pentru că pe mine m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Da, cred că i-am furat intro din outro. În fine, sunteți geniali. Și am rămas fără cuvinte. Efectiv, atunci când am făcut 10K, am făcut un live ca să fac 10K mai repede, pentru că efectiv nu mai aveam răbdarea necesară și când am făcut 10K, nici nu venea să cred că acolo erau un număr cu 5 cifre. Wow! Deci, efectiv, nu credeam că o să ajung la așa ceva. Serios, adică voi... Cine e un abonat vechi să știe live-urile alea când făceam și erau 5 persoane și acum sunt 100? 150 și ceva. Deci, fiecare persoană de pe live înseamnă foarte mult, fiecare abonat înseamnă foarte mult pentru mine și vă iubesc enorm pentru că uitați-vă un pic, dacă nu ați fi existat voi, nu aș fi fost acum în fața camerei și aș fi stat cu aceste două baloane în mână, bucurându-mă că am făcut 10K, bine, bucurându-mă că am târziu pentru că am făcut 10K, nu mai știu, marți? Da, marți. Și acum e vineri, deci e cam cu întârziere, dar îmi pare rău. N-am avut timp să fac acest videoclip și nici nu eram singură pe acasă ca să pot să-l fac, să nu mă deranjeze nimeni, da? Și încă un lucru, mulțumesc pentru sprijin și pentru susținere, pentru că îmi ridicați moralul de fiecare dată când l-am căzut, pentru că sunteți și pentru că existați în viața mea și vă mulțumesc mult că nu m-ați lăsat baltă la greu. Și da, deci serios, chiar am rămas fără cuvinte și cred că m-am repetat de foarte multe ori în videoclipul ăsta, dar vă mulțumesc foarte mult și vă iubesc extrem de mult. Da, deci v-am zis chestia aia cu de 10 ori mai mulți abonați. Mai trebuie doar de 10 ori. Trebuie să înmulțim numărul acesta 10K cu 10 și efectiv avem 100K. Visul meu! Nu știu dacă visul meu va deveni vreodată realitate, dar speranța moare ultima. Totuși moare și ea, dar măcar ultima. Nu știu ce să spun. Și da, acum în sfârșit o să vedeți cu toții fața. Și chiar nu-mi pasă dacă nu vă place cum arăt. If you don't like me, don't look at me, ok? Mulțumesc! Da, cred că o să închei acest videoclip pentru că am vorbit foarte mult și degeaba și da. Vă iubesc enorm, vă spun asta din nou și vă mulțumesc din nou pentru suma aceasta gigantică. 10K de fursecuri. Avem o comunitate de 10K. Pentru mine comunitatea asta este imensă! Imensă! Chiar dacă pentru unii e puțin, dar 10K!
Vă iubesc enorm și da, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like. Dacă vă bucurați că am făcut 10K, nu uitați să lăsați un like. Dacă nu ați făcut-o încă, să vă abonați ca să facem mai mulți abonați și să vă mulțumesc și mai mult. Nu știu, fiecare subscribe contează și fiecare share, pentru că așa le arătați și prietenilor voștri că comunitatea fursecurilor este cea mai tare și nu ne vom despărți niciodată, sper, nu știu. Da, nu uitați să scrieți în comentarii hashtag fursec dacă sunteți un fursec, adică dacă v-ați abonat. Și da, vă iubesc mult! Ciao, les! A luat groaznic. Pe cine păcălesc?